Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această seară este în Evanghelia după Luca, capitolul 15. Citesc versetele 11 și 12 și apoi citesc versetul 25 și 28, partea 1. Evanghelia după Luca, capitolul 15. 11 la 12, apoi 25 și 28. Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Amin. O istorie așa de cunoscută în textul nostru. Domnul Iisus Hristos a rostit multe învățături sfinte în timpul activității lui mesianice pe pământ. Însă două dintre istorisirile lui sunt atât de frumoase și atât de profunde, scurte, dar atât de complexe, încât nu au egal în toată istoria literaturii universale, inclusiv cea religioasă. Este așa zisa pildă a samariteanului milostiv, o istorie care încorporează toate elementele căderii omenirii și a salvării omenirii. Și apoi este această istorie numită pilda fiului risipitor, care de asemenea încorporează toate elementele rebeliunii umane și a dragostei Tatălui Ceresc pentru fiii oamenilor. Numai Dumnezeu putea să spună într-o istorie scurtă toată povestea noastră, toată starea noastră, toată tragedia noastră și toată salvarea noastră. Mulțumim Domnului Dumnezeu Tatăl pentru Domnul Iisus Hristos. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a lăsat cuvântul Său, ca acest cuvânt să ne lumineze și să ne îndrepte pașii spre cer și nu spre iad. Pentru cei ce ne ascultă la internet și poate nu sunt familiarizați întru totul cu contextul versetelor pe care eu le-am citit, este o istorie pe care Domnul Iisus Hristos deci o spune și în care zice așa. Un tată avea doi fii. Cel mai tânăr, mai obraznic, a cerut tatălui său și a zis, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Și tatăl a împărțit averea între cei doi fii și sigur și-a lăsat și lui ceva. Și fiul cel mic a luat averea pe care a primit-o de la tatăl său, care se vede că era un om bogat, a plecat departe de casa tatălui ca să trăiască independent, să trăiască bine și să nu mai fie bătut la cap cu fă asta, fă asta, roagă-te acum, cânt acum, vino cu mine la închinare, vino cu mine la biserică, mai donează și tu la un sărac, fă și tu un bine. Nu i-a trebuit să audă pe nimeni, pentru că a vrut el să își fie propriul lui arbitru. Și s-a arbitrat așa de rău, spune Iisus Hristos în povestirea lui, că și-a făcut o grămadă de prieteni. Că întotdeauna când ai bani, găsești prieteni mulți care să-ți mănânce banii și banii pe care nu mai mănânci nu se înmulțesc. S-au terminat. Și când i s-au terminat banii, a venit și o foamete în ținuturile în care el s-a dus, n-a mai avut ce să mănânce și
a ajuns în punctul cel mai de jos al existenței lui. A ajuns la o fermă, îngrijitor la porci. Și pentru că Iisus spune istorisirea aceasta unei audiențe iudaice, evreiești, vă dați seama, efectul este extraordinar, pentru că porcul fiind un animal necurat în tradiția iudaică, să ajungi slujitor la porci este în punctul cel mai de jos al existenței umane în care se poate ajunge din punct de vedere spiritual și național în cazul de față. Dar acolo, spune Iisus Hristos, când a văzut în ce condiție este și că chiar dacă ar fi vrut să mănânce din mâncarea porcilor, stăpânul lui era un om aspru, nu-i dădea voie, mânca puțin când primea el de la stăpân câte ceva și dacă nici de la porci n-a putut să mănânce, și a zis așa, câți robi ai tatălui meu au belșug de pâine în casă și eu stau aici și rabd. Așa că Biblia spune, și-a venit în fire și a zis, mă voi întoarce acasă, dar nu mă întorc cu pretenții, că și așa l-am ruinat într-un fel pe tata, că mi-am luat partea de avere și am stricat-o în beții și în desfrânări, pentru că așa spune, că și-a mâncat-o cu femeile stricate și cu bețivanii. Mă voi duce la tata și voi spune, tată, am păcătuit împotriva ta și a cerului. Te rog să mă ierți. Primește-mă înapoi. Nu ca un fiu, ci ca pe un rob al tău, ca pe un argat. Cam să am și o bucată de pâine acolo, în mijlocul argaților tăi. Și când s-a întors acasă, încă de departe, tatăl care avea inima tristă, pentru că fiul i-a plecat de lângă el și cu inima sângerândă, privea mereu în zare, oare nu voi vedea fiul întorcându-se într-o zi? Iată că ziua a venit, l-a zărit de departe, a fugit înaintea lui și n-a apucat el să-și spună toată mărturisirea de pocăință, căci tatăl l-a iertat, l-a îmbrăcat din nou ca pe un fiu moștenitor cu haină scumpă, i-a pus inel în deget, i-a pus sandale în picioare și a făcut un banchet în cinstea lui. Este dragostea lui Dumnezeu Tatăl. Dar în timpul acesta, fiul cel mare, care a rămas fermier lângă tatăl său, a venit acasă, a auzit gălăgie, frământare, alergare într-o parte și în alta, s-a interesat. Ce se întâmplă aici? Și i s-a spus, fratele tău s-a întors acasă. Și de bucurie tatăl tău dă un banchet mare, la care acest frate mai mare s-a mâniat și comportamentul lui a revelat faptul că n-avea nicio relație cu tatăl său, chiar dacă a rămas acasă. Era o relație rece, de rob, care tot ce face, face mecanic și numai pentru că vrea să fie vorbit de bine de cei din jur. Uite ce copil ascultător, ce băiat ascultător. N-a vrut să-și ierte fratele și dimpotrivă când tatăl vorbește cu el și spune hai în casă, hai la banchet, hai să ne bucurăm căci fratele tău a fost mort și a înviat, el îl repede pe tatălui și spune acest fiu al tău, deci nu fratele meu, acest fiu al tău a venit și după ce ți-a mâncat averea cu femeile stricate, faci banchet, iar eu stau pe câmp și muncesc de a-mi rup spatele și nu mi-ai dat odată un ied să mă bucur. Sigur, vom vedea noi în prezentarea pe care o voi face, el nu vorbește adevărul. În seara aceasta voi sta în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Doi frați problematici. Doi frați problematici.
Pentru că am auzit acum de multe ori de când suntem în casa Domnului, este ne la locul ei numită pilda aceasta, pilda fiului risipitor. Pentru că așa are subtitlul aici în Biblie, să nu creadă nimeni că așa scrie în Biblie, pilda fiului risipitor. În Biblie nu scrie nimic, numai când s-a tradus Biblia, s-a împărțit mai târziu, prin 1500, în capitole și în versete și ca să ușureze studierea ei, traducătorii au dat anumite titluri pasajelor biblice după felul cum au înțeles ei în momentul acela când au tradus și când au împărțit Biblia în astfel de segmente. Și pilda aceasta nu este pilda fiului risipitor, este pilda a doi frați problematici, a doi frați rebeli. Și să ne uităm în primul rând, fiul rebel, fratele rebel. Cel rebel este fratele mai tânăr. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Adică i-a spus lui taică-su cam așa, tată, știi ce? Nu-mi pasă și de mori. Pentru mine ești mai bun mort decât viu. Știu că atunci când mori, faci testamentul înainte de a muri și se împarte averea între mine și fratele meu. Mie îmi dai acum partea de avere. Pentru mine ești mort acum. Deci, în rebeliunea lui are un disrespect și un dispreț total pentru tatăl său care a muncit așa de greu, a adunat averea pe care a adunat-o ca să o lase fiilor lui și nu numai ca să o lase, a adunat averea care a adunat-o pentru ca fiii lui și casa lui să trăiască bine. Aveau toate cele trebuințe, aveau o mulțime de slujitori care erau pe lângă casă. Un cuvânt trebuia să spună, întrebuiește cu tare și fugeau 2-3 să-i aducă, pentru că erau bine, poziție socială înaltă. Deci tânărul acesta este un tânăr rebelios, dar viața lui se vede din două rugăciuni pe care le face. Prima rugăciune este cea din versetul 12. Tată, dă-mi! Dă-mi partea mea de avere, ce mi se cuvine. Nu îi se cuvenea nimic. Tatăl putea să lase averea la un rob, dar trebuie să neapărat să o lase lui, fiindcă era așa de rebelios. Pentru că tatăl știa că o să ruineze pe tot ce pune mâna. Rugăciunea lui este o rugăciune a disprețului. Dă-mi! O rugăciune care spune, mi se cuvine. O rugăciune care spune, cum afirmam mai înainte, pentru mine ești bun mort. Eu vreau ce vreau acum. Și mulți au atitudinea aceasta. Trăiesc în momentul de acum. Tot ce doresc și tot ce li se năzăre și le trece prin minte vor acum. Nu este neapărat rău să vrei să ai, dar dacă vrei să ai cu gând să risipești, dorința este rea, cu adevărat. Pentru că el n-a vrut să-și ia partea care trebuia să-i rămână prin testament, după legea care este între oameni, și apoi pe care parte să o administreze și să o înmulțească, să o facă mai mare. Nu. El a vrut să se distreze, să trăiască irresponsabil, să trăiască chefuind,
să trăiască privit de alții ca unul care poate să împartă din bunul lui, și o făcea cu mărinimie. Pentru că când ai pus mâna pe bani mulți așa dintr-o dată, nu prea ai ideea de valoarea banului. Cine a pus mâna pe bani așa dintr-o dată, îi cheltuie repede, pentru că nu-și dă seama cât de greu se adună un ban și cât de greu se economisește un ban, cât de mult durează până când poți să ai o proprietate care să producă pentru tine. Și de aceea, fără responsabilitate, împrăștie, împarte, cheltuie. Tată, dă-mi. Trăim într-o lume în care acesta este aspectul care caracterizează societatea. Mi se cuvine. N-ați observat noastră că cei sărași spun mi se cuvine să-mi dea statul. Cei ce au spune mi se cuvine să mi se dea mai mult. Cei care au suferit cu 500 de ani în urmă, mi se cuvin despăgubiri. La toată lumea îi se cuvine ceva. Nimeni n-are responsabilitate, dar la toată lumea îi se cuvine. Filozofia aceasta, dă-mi, pentru că merit, pentru că mi se cuvine, este o filozofie periculoasă, care nu duce la rai, ci duce la iad. De aceea este un tânăr problematic. Cum spuneam însă în introducere, tânărul acesta, după ce a cheltuit totul și a văzut că un ban neinvestit nu durează mult, indiferent cât de mare este suma, se cheltuie, se duce. Tânărul acesta și-a dat seama că dacă este un loc unde este securitate economică și unde este binecuvântare, locul acesta este unul singur, este casa Tatălui. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă este un loc unde ne putem gândi oare unde este siguranță pentru noi, locul unde este siguranță pentru noi este casa Tatălui. Este în prezența lui Dumnezeu. Este în prezența Domnului Iisus Hristos. Și de aceea, cum am spus, viața lui este caracterizată de două rugăciuni. Prima rugăciune este, Tată, dă-mi. Iar cea de-a doua rugăciune este, Tată, fă-mă. Tată, fă-mă. Nu sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi, din robii tăi. Avem un Dumnezeu care ne poate face din oameni de nimic, oameni mari, din oameni care ședem în gunoi și în cenușă, cum spune într-unul din psalmi, în oameni care să stăm la masă cu cei mari. Dumnezeu poate, poate. Fă-mă. Spuneam eu la timpul potrivit aici, când am venit în California, în 1987, comunitatea română era o comunitate foarte împărțită. Foarte împărțită. Și din această comunitate română, un grup mic, 19 persoane, până la urmă au fost 22, dar 19 persoane se adunau într-o biserică americană la fratele Floyd Lahan. Unii dintre dumneavoastră l-ați apucat pe fratele Floyd Lahan. Aceștia m-au chemat și au zis, frate Gog, veniți la noi și puneți-ne împreună, vrem să formăm o biserică și se vor strânge și alții împreună cu noi dacă se va vedea că suntem o biserică organizată. Și am venit pentru ei și am organizat Biserica Emanuel. Și
La câteva luni după organizarea Bisericii Emanuel, m-am întâlnit cu un păstor român care era aici în California atunci. Și a zis către mine: Lazare, am auzit că ai organizat o biserică românească nouă. Este drept? Și am zis, da, este drept. Cu cine ai organizat biserica? Și am spus, cu frații și surorile care nu mai mergeau la români, mergeau, se adunau la fratele Floyd, la Han, la biserică. Cu aceștia am organizat nucleul de bază. Și s-a uitat la mine și a zis, cu ăia? Lazare, îți plâng de milă! Și am zis, da, de ce? Lazare, tu nu știi ce ai făcut. Ai luat cele mai rele gunoaie dintre români din America. Păstor, îți plâng de milă. Și am zis, dacă așa stau lucrurile, înseamnă că-s bine. Pentru că eu știu că Domnul meu pe care îl slujesc, el din gunoaie face diamante. Dar știu că sunt unii păstori printre noi care din diamante fac gunoaie. Eu vreau să lucrez cu Domnul care face diamante din gunoaiele astea pe care le disprețuiești tu. Tatăl nostru poate să ne facă oameni cu mintea la cap, oameni noi, oameni sfinți, oameni temători de Domnul, oameni care să ne ferim de păcat și oameni care să iubim pe semenul nostru, nu să-l facem gunoi. Amin? Acesta a fost marele câștig al acestui fiu, că și-a schimbat rugăciunea. Și-a schimbat și relația cu tatăl, bineînțeles, pentru că dacă a venit la el și a spus, tată, fă-mă, am păcătuit împotriva ta, acum te rog, fă-mă, nu dă-mi, fă-mă. Tatăl l-a făcut din nou fiu. L-a îmbrăcat din nou, pentru că poate, l-a îmbrăcat cu haină de fiu. I-a pus inel de autoritate în deget. I-a pus sandale în picioare, că sandale în vremea aceea, în casă, numai fiii purtau, nu purtau robii. Este acces la tot ce este în casă. Acces la tot ce este în casă. Omul s-a schimbat. Omul a devenit o binecuvântare. Tatăl și-a simțit inima la loc și bucuria lui s-a reîntors cu el în relație cu acest fiu. Problema este însă că mai are un fiu de care foarte puțin vorbim noi, pentru că noi ne-am obișnuit după traducerea veche, pilda fiului risipitor. Dar aduceți-vă aminte că titlul mesajului meu este doi frați problematici. Primul este un frate rebelios, este cel tânăr, și al doilea este un frate religios. Rebelios e periculos, religios este și mai periculos. Da, este și mai periculos. Pentru că ăla rebelios până la urmă a văzut groapa în care se află, păcatul pe care l-a săvârșit, ruina în care a ajuns. Dar cel religios nu vede unde se află. El se vede bine. El merită. Lui se cuvine. Și încă nu e apreciat după cum merită și după cum îi se cuvine.
Problema acelui religios este una întreită. Se vede, deci, din trei aspecte principale. Prima este acțiunea lui. Fiul cel mare era la ogor și cuvântul Domnului spune, când a aflat ce s-a întâmplat, el s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Aceasta este acțiunea lui. Acțiunea lui este, la neprihănirea mea, nu se ridică vagabondul de fratele meu care a cheltuit toată averea, care i-a dat-o tatăl meu. La neprihănirea mea, nu se pricepe nici tatăl meu să o vadă cât este de mare. Apoi este mânios și nu iartă. Un om care nu iartă este un om cu probleme. Este departe de Dumnezeu. Este departe de inima lui Dumnezeu. Este departe de puterea Duhului Sfânt în viața lui, pentru că roada Duhului Sfânt este și iertare. Când spune bunătate, bunătatea încorporează și iertare. Când spune că roada Duhului este dragoste, dragostea încorporează și iertare. Când spune că este îndelung răbdătoare, încorporează și iertare. Dar el se mânie. Este mânios. Asta este fire pământească. Pentru că așa este natura religioasă, cu fire pământească. De ce nu poate să ierte? De ce ea urăște? De ce nu poate să accepte? Și nu poate să intre în casă. Acțiunea lui vorbește despre el. Felul în care vorbește cu tatăl său. Eu slujesc ca rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Este un om care exagerează. Este un om care exagerează. Acțiunea lui este o acțiune ostilă față de tatăl. N-are nicio relație cu tatăl său. Este ostilă față de fratele lui. Este ostilă față de casă în care locuiește. Al doilea aspect al religiozității lui, care e periculoasă, pentru că nu-i credință, e religiozitate. Pe lângă acțiunile lui, sunt argumentele lui. Aici cuvântul Domnului spune, din nou, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Nu, haideți să-l analizăm, haideți să ne uităm. Uitați-vă din nou în versetul 12. Partea finală. Versetul 12 din acest capitol 15 în Luca spune, ia uitați-vă, și tatăl ce zice? Lea, nu ia, că dacă zicea i-a dat partea de avere, i-o dădea numai la cel mic și obraznic. Dar când a zis așa, tatăl a simțit în inima lui, nici ăsta nu-i mai breaz, eu dau și lui. I-a dat-o atunci și spune, mie nu mi-ai dat nimic. Adică i-a dat jumătate din averea lui și zice, mie nu mi-ai dat nimic. Minte așa în față, sfidător. Sunt oameni care, pentru care minciunea nu e problemă. Este un stil de viață.
cu minciuna manipulează, cu minciuna se descurcă. De aceea argumentul lui este un argument de paie, un argument care nu stă în picioare. Religiozitatea nu te suportă, nu te sprijinește să intri în raiul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Nu te poate. Pentru că un om religios este un om care pune preț pe ce face el. Pe când un om credincios pune preț pe ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru el. Amin? Asta e mare diferență. E mare diferență. Deci tatăl i-a dat jumătate din avere. Sau o a treia parte, dacă vreți, că a treia parte a păstrat-o pentru el. A împărțit-o în trei, dacă vreți. Însă partea tatălui a lăsat-o împreună cu partea acestui fiu care a rămas cu el. Pentru că uitați ce îi spune tatăl. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Mi-a rămas și mie când am făcut testamentul. Dar toată ți-am dat-o ție. Nu un ied. Ți-am dat o turmă de iezi. O turmă de boi, o turmă de oi, o turmă de capre. O turmă de cămile. Cât o fi avut tatăl acesta? Pentru că dacă spune câți argați ai tatălui meu, câți robi în casa tatălui meu au pâine din belșug, avea mulți, înseamnă că avea turme mari, ferme mari. Totul era al lui. Dar și el îl vroia pe tatăl său mort, să nu mai fie în jur, să nu mai fie pe lângă el. Pentru că nu putea să accepte să-i spună tatăl său, ară parcela aceea prima dată că sau trimite robii să curețe parcela aceasta prima dată, pentru că este mai important, este mai expusă la soare sau mai mlăștinoasă sau... Nu putea să învețe. Dar cine să mă învețe? Bătrânul ăsta? El să-mi spună mie? Eu am terminat facultatea de agricultură. Ea e terminat. Dar nu știi ce ai început. Nu mai ai terminat. Ai ieșit din școală fără să știi ce ai învățat. Argumentele lui nu stau în picioare. Religiozitatea lui nu îl face să aibă trecere în fața tatălui. Deci prima dată este acțiunea lui. Este ură, este dispreț, este lipsă de împăcare, lipsă de pace. Apoi este argumentația lui lipsită de niciun sens și în final este atitudinea lui. Deci al treilea aspect, pe lângă acțiune și argumente, este atitudinea. Uitați-vă în versetul 29 din nou. Atitudinea lui este o atitudine care vorbește despre egoism. Iar eu îți slujesc ca un rob. Nu mi-ai dat măcar o dată, mie. Eu, mie, al meu. Eul. Un om cu credință nu este marcat de eu. Pentru că un om cu credință trăiește după norma pe care Sfânta Scriptură ne-o spune, fiecare din voi să privească pe aproapele său, cum? Mai presus decât pe sine. Mai presus decât pe sine. Însă eul
În cazul de față este predominant de trei ori. Eu, mie, al meu, cu mine, patru. Este ca în această experiență pe care am avut-o într-o biserică lângă Ploiești. Am avut probleme cu leadership-ul acelei biserici. Și biserica s-a divizat în două pentru că doi vroiau să fie lideri. Și fiecare avea argumentul că el poate să fie lider și celălalt nu. Și s-au divizat și s-au polarizat și s-au împărțit. Până când într-o zi, văzând că nu pot să fiind și un slujitor tânăr, experiență mai puțină, văzând că nu pot să ajung la capăt cu ei, am zis, uite care-i treaba. Într-o duminică am fost la ei din nou, am zis, în cursul săptămânii, spuneți-mi o zi în care amândoi puteți să veniți la București. Eu o să fiu acolo, la centrul cultului, și împreună cu fratele Bochean, cu președintele cultului, ne facem timp să stăm de vorbă cu voi doi. Dar voi doi, fiecare aduceți câte 5 suporteri cu voi. Și așa veniți. Au venit. Și am stat cu ei aproape 5 ore. Până am epuizat toate argumentele pe care le-am știut. Și eu și fratele Bochean. Și la urmă fratele Bochean îmi spune, Lăzărică, faci matale ce crezi că poți face cu ăștia, că cu ăștia nu poți face multe lucruri. Și am zis, frate Bochean, eu cred că știu ce pot să fac cu ei. Ce anume? Păi schimb pe amândoi, că nu ai ce să faci cu ei. Îi trimitem acasă acum, au martor, 5. Și când merg acasă, duminică, pe rând se ridică și spune, am fost la București, am stat de vorbă mai multe ore și fratele Go cu fratele Bocheanu au ajuns la concluzia că pentru o vreme noi doi nu vom fi nici unul liderii acestei biserici, conducătorii acestei biserici. Nici unul. Pentru pacea bisericii. Și dacă au auzit că nici ăsta nu poate să fie, nici ăsta nu poate fi, s-au bucurat fiecare în dreptul lui, că nu-i celălalt lider. Și ați înțeles, asta faceți și vin eu acolo, într-o altă duminică, vă anunț din timp și o să ne întâlnim cu toată biserica și o să alegem cine să conducă lucrarea pentru o vreme. Ați înțeles? Da, frate Gog. Și în duhul meu mi s-a părut că n-au înțeles și întrebă unul dintre ei. Ok, duminică te duci acasă, duminică mergi în fața poporului și ce spui? Păi frate Gog, eu o să spun așa, fraților, am stat de vorbă cu fratele Bocheanu, cu fratele Gog și s-a ajuns la concluzia că pentru o vreme, nici unul dintre noi nu poate să fie conducătorul acestei biserici, dar Ionel este subalternul meu. Deci nimeni nu conduce, dar are subaltern. Așa era acest frate mai mare. Așa este religiozitatea. Eu. Doi frați problematici. Unul s-a pocăit. Cel mai rău s-a pocăit. Cel religios s-a înrăit în loc să se pocăiască. Frați și surori, doamnelor și domnilor, ca să putem să intrăm în Raiul lui Dumnezeu și să ne bucurăm de binecuvântările Domnului, ne trebuiește pocăință. Pentru că avem un tată care are bucuria să ne ierte. Nu ne trebuie religiozitate, fariseism, ipocrizie, pocăință. Mă voi duce înaintea tatălui și o spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu sunt vrednic să mă numești fiul tău.
Fă-mă. Dacă rugăciunea noastră înaintea Domnului în seara aceasta este ca acestui fiu tânăr, tată, fă-mă, nu dă-mi că merit, fă-mă, Dumnezeu ne poate face oameni noi, făpturi noi în Hristos. Eu vreau să mă facă Domnul ce vrea El să mă facă. Vrei și tu să te facă Domnul ce poate Domnul să te facă? Renunță la religiozitatea ta, la spiritul de religiozitate și cere-i Domnului să-ți dea un duc de credință în care Dumnezeu Tatăl să fie respectat cu adevărat ca Domn, Stăpân și Mântuitor, Cel prea înalt și Cel atotputernic, iar tu, eu, să putem să-L ascultăm și să nu murmurăm la planurile Lui, pentru că planurile Lui cu privire la noi întotdeauna sunt planuri de bine și de binecuvântare. Îi mulțumim Domnului, prin credință putem să fim oameni noi și prin credință El se poate ocupa de fiecare dintre noi, de casele noastre și de Biserica Emanuel. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului și spunem, Doamne, până acum eu am avut mândria aceasta să pot să spun I am a self-made man, pentru că așa e la modă astăzi. Este un om făcut de la sine. Doamne, nu vreau să mai fiu un self-made man, vreau să fiu făcut de Tine. Fă-mă, Doamne, transformă-mă Tu, Doamne, înnoiește-mă Tu, Doamne, și pune în mine un duc de smerenie, să văd pe semenul meu mai presus decât pe mine. Amin?